Pandemia s-a încheiat. Asta susține fostul vicepreședinte și șef științific al companiei Pfizer. Acesta a declarat că nu este nevoie de vaccinuri pentru a pune capăt acestei pandemii care ne înconjoară planeta de un an de zile. Comentariile omului de știință britanic au fost făcute după ce acesta a criticat aspru grupul de consiliere științifică pentru urgențe, care a avut un rol proeminent în stabilirea restricțiilor anti-COVID. Explicând că acesta nu are expertiză esențială în domeniu, printre membrii grupului nefiind imunologi clinici, fostul vicepreședinte al Pfizer a subliniat două erori fundamentale pe care grupul le-a făcut în supozițiile sale, ceea ce face ca și concluziile generale să fie fundamental greșite, având drept rezultat torturarea populației în ultimele 7 luni. Pe de altă parte, testul PCR comun, care este utilizat pentru depistarea cazurilor de COVID-19, se poate dovedi pozitiv atunci când cineva este infectat cu unul dintre acești coronavirus și ai gripei comune, ceea ce face ca testul să fie mult mai puțin fiabil. Evident, pe baza rezultatelor finale ale acestor teste, mii de persoane au primit ordin să-și strice viața și să se autocarantineze timp de 14 zile.